парад, понятно, парад, щоб тут обзяти мій, то не сепарат обзяти мій, що не сепарат, щоб тут обзяти мій. Хто там приводить? Хто там приводить? Ми сказали, що по Москві є, тільки через баню, так сам середжим чого. Баня, так тут числа локал. Pentru pentru reflectarea ședințelor noastre de consiliu, pentru reflectarea altor noutăți. Din de la sine, Flor TV ar trebui să contribuie, să ridice singur ratingul, să fie interesați în noutăți ca să și pe urmă noi să contractăm după măsura necesităților pentru diferite evenimente. De exemplu, o sărbătoare, atunci, după necesitate să mergem. Noi nu spunem că dar noi ne referit la lucrul ăsta. Noi trebuie să fim imparțiali, pentru că dacă o să fim criticați că dăm numai într-o direcție, noi am dat pentru ziarul care este și noi tot de fiecare dată vrem ca să avem noutățile, ca raionul, pentru că noi încetșor o să paralizăm și raionul nu o să cunoască ce se întâmplă la Consiliu și chiar măsurile care le trecem. Și nu cred că aceste 80.000 nu ar trebui de dat, pentru că de fiecare dată se bucură inclusiv cetățenii raionului și noi când vedem măsurile sportive și nu numai culturale care sunt trecute în raion. De aceea ar trebui să vă gândiți că este normal de susținut ambele. Domnule președinte, nu s-a spus că se spunează, dar de exemplu, trece, se planifică o măsură. Atunci, adică, un contract și da, da, prin măsuri, măsuri, măsuri. Domnul președinte, da, ia cu... реплика Влада господину Гурянова по нашему советскому телевидению. Вот вы мне скажите, был день освобождения района от немецких оккупантов. Есть, где было советское телевидение? Ребята, имейте мозги и умейте ловить главное, потому что для района, день освобождения района, 70-летие, это супер дата. Понимаете? Я вот такой, да, еще куда бы говорил, но только то, что телевидение Флор ТВ, Арио, раз для купюры, без парика, мы мутили, а не мы думали, что Флори. Да, да, да. Все еще фашим, но и Рон Флори, и Жвени Шанты, да, и регионалы, помню, я просто не знал, и он там был. И ведь вот царь интрат. Și păcat să nu avem. Eu nu vreau să spun că trebuie să vină și să ne arăte nu știu câte vreo. Noi trebuie să avem banii ăștia, dați la dumneavoastră, dați voie, dați acord. Fiindcă, pe urmă, că vine mult și nouă mai. Au fost, de exemplu, cu afganezii. Mâine, pe mâine avem cu Cernobul, care sunt participanți. Și trebuie să-i vadă lumea, nu trebuie să ne vadă. Să vedeți niște situații. Chiar să vin că de astăzi la conflict. Poate dacă nu hotărâți că e 80.000, vedeți, dar nu putem face fără să... Ei au venit, trebuie plătiți. Sunt lucruri care trebuie să plătiți. La vot. Nu suntem împotrivă ca de să avem nimic, cred că nici unul din consilieri, dar vă rog frumos domnilor de la conducere raionului să reflectați ședința Consiliului Raional în întregime, domnule de la Flor TV, să nu tăieți acolo îmi place pe domnul și nu-mi place pe domnul. De la toate manifestările culturale, mă adresez conducerii raionului, au fost spuse foarte multe cuvinte la memorial, dar țineți minte foarte bine, au fost tăiate. Cui ceva nu-i place, vă rog frumos, sunteți acasă. Deci cine este angajat, așa nu-și plătesc. Noi, acum, punem la vot 80 de lei, înseamnă că să apără interesele a tuturor raionului, dar nu a unui. Dar televiziunea și ziarul câte vreme a domnului. Stimați colegi, într-adevăr, televiziunea, presa, când omul este informat, el e întuneric, el e închis. El nu cunoaște realitatea. Deci o chestiune foarte importantă. Presa, într-adevăr, noi avem o televiziune foarte corectă, deci totodată să fie imparțială, da, imparțială. Și sunt, într-adevăr, foarte multe momente, iată, de exemplu, când vin miniștri în teritoriu. Noi nu vedem, nu știm ce a spus ministrul, ce a făcut, deci ce s-a trecut la manifestație la una sau la alta. Adică o chestiune foarte importantă, chiar pentru raion, pentru că rază de experiență foarte mare la televiziune. Și ar fi bine, într-adevăr,
de transmis toată ședința Consiliului Raional permanent, adică ca cetățenii raionul să cunoască ce se discută aici la voi. Noi am avut tema întrebare. Întrebarea a fost la comisie. Și întrebarea nu legată cu ziarul, nu legată cu ziarul. Legat cu drumul. Intrarea în Florești. Emblema Floreștiului se începe nu de acolo. De aici. Da? Știți-vă, cotitura asta. Prima dată a fost, dacă țineți minte și vă aduceți vă 20 de ani, urmă este Bogdaliu, mai știu, atunci trebuie să scoatem câteva comunale. Asta să îndreptăm centrul, cum spuneți, intrare. Deci s-au dus proiectele și s-au uitat, am gândit tineretul și tineretul lucrat. Deci acum s-au așezat și casă de cele și noi avem amâia piață. Duceți așa, autobuz de aici cu mare, mare, așa, duceți-vă când la piață, să intră la gara. Uitați-vă și urmă spuneți. Mulțumesc, mă. Și atâta s-a pus de amușuit cu față, s-a pus acolo pe alee. Ce o să facă mai departe? Trebuie să le scoateți. Mulțumesc. Și îndreptați, ia ca toată. Mulțumesc. Sergei Anici. Mulțumesc, Sergei. Eu vreau să fac la proiectul de decizie. Vreau să discutat, însă nu s-a regăsit în acordul doamnului general, nu s-a decizit. Deci e vorba că la 27 februarie au fost alocate 1 milion pentru reparații capitale la tabără. Însă, pe parcurs, am convenit că, în afară de reparat, nu avem nevoie de mobilier în căsuțe cele care o să fie reparate. Și rugăm ca să fie 200 de mii din sumă aceasta, să fie redirecționată la achiziționarea mobilierului pentru căsuțe și estradă. Da. Faptul din vedere, din motivul că știați când demersurile nu sunt anexate, să auzitul nu sunt... Dar la comisie mai am discutat. Da, da. Discutat. Deci eu am și completat 800 de mii pentru reparație, 200 de mii pentru dotare cu mobilier. Și vom lua în considerație dacă dumneavoastră vezi vota. Mulțumesc. Domnul Constantin. Eu, în prezența presiei, numai cele 90 de mii de televiziune, sunt de acord pe deplin, dar într-adevăr vreau ca să ajungă la presă, să fie liberă, nu să lucreze nu la comandă, dar să fie interesul poporului și să aibă poziția presiei liberă, să respecte legea cuvântului la audiovizual, să nu lucreze la comandă. Indiferent cine e la putere, ce faci, dar să fie o poziție pur națională. Mulțumesc, Bărbine. Poate la doamna Stefana, pur și simplu, sună 80 de mii și aici și 80 de mii care adună la 780. Asta nu ești în mine. 80 de mii la 780 o să luăm din 1.186. Dar 80 de mii la Flor TV au fost din solul Cipulean. Mulțumesc! Dar, Руслан, я поддерживаю и Гурия, и Антосия. Вы посмотрите, как мы въезжаем туда. Я уже все амортизаторы. Если вы же не купите амортизаторы, Я извиняюсь. Что если бы главная задача у нас была, Питал Райнал, и надо наш город привести в порядок, независимо, а то мне так говорят, а там же коммунисты в этот снимают. Так слушайте, по этим дорогам ездят и коммунисты, и эгоисты, и все остальные. Люди! Nu propuneți, nu suntem complete, da. Țineți vă rog, băiat, mâna în sus. Unanim. Mulțumesc. Ultima chestiune pe ordinea de zi a fost cu privire la desemnarea președintelui următoare ședințe a Consiliului Raional. A fost aleasă Galina Grișca, membră a partidului PCRM.